Bun, deci avem o întrebare interesantă pe grupul de Facebook Excel România și anume, știe cineva cum pot edita formatul unei celule astfel? De exemplu, am numere digitale de forma 1, 2, 3, 4, 5 până la 8 și le vreau editate astfel, 1, 2, 3.4, 5, 6, linie 7, 8. Dar această editare să se facă automat în celulă, iar eu dacă adaug manual numărul cu format greșit, să-l corecteze automat. O modalitate ar fi concatenate, dar nu mă ajută cu format cel, cred că pot edita, dar nu știu exact cum. Da, la format cel știu eu că aveam și eu nevoie un moment dat de modificare de genul și știu că există la particularizat. Eu aveam nevoie de ceva de genul 00 plus 1, 2, 3. Ceva de genul, te vezi, mi-l transformă. Dar nu știu dacă merge și la varianta asta. Deci, în cazul dat, avem așa 00.123 linie 12. Deci scrie valoarea, nu scrie, adică dacă băgăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tot nu transformă corect. Da? Deci în varianta asta nu merge. Dar există o variantă destul de bună să folosim Power Query. Power Query există în Excel începând cu 2016 și se află aici, cu varianta de 2016, Excel. Deci ce o să facem noi acum? O să luăm cifrele respective, da? Și le băgăm în Power Query. În Power Query o să le transformăm. Care e avantajul la metoda asta? Avantajul este că poți să bagi cifrele fără punct și linie și el automat le va adăuga. Deci trebuie să bagi doar cifrele, astfel nu ai cum să greșești cu punctul și cu virgula. Deci noi avem așa. Deci în primul rând trebuie să le transformăm. Deci mergem la divizare. Și aici o să selectăm divizare după numărul de caractere. În primul rând ne trebuie după 3 caractere, da? Deci după 3 caractere le divizăm. Dar le divizăm decât în două coloane, deocamdată. Două. Încă o dată. Deci, divizare după numărul de caractere. Numărul de caractere 3. O dată. Asta trebuia de băgat aici, o dată. Ok. Și a doua coloană, iarăși, o divizăm după numărul de caractere. De data asta am greșit. Trebuie două. Inițial două caractere. După care coloana respectivă, iarăși o delimităm după numărul de caractere, data asta cu linie și o singură dată. A, pardon, nu, 3 caractere, o singură dată. Ok. Deci avem două caractere, după care 3 și iarăși 3. Și acum trebuie să le unim înapoi. Deci pe astea trebuie să le unim. Cu control ținem apăsat și mergem la transformare în binare coloane cu separator punct. Ok. Și după care iarăși trebuie să le îmbinăm de data asta cu separator linie. Îmbinate ok. Da? După care închidem documentul respectiv și le băgăm aici sau le băgăm aici alături. Tot aici. Tabel.
Și acum aici dacă băgăm orice valoare, doar că să nu uit eu câte de la 1 până la 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și noi aici dăm un refresh. S-a modificat, da? Și păstrează și delimitatoarele. La fel și aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clic dreapta, refresh. Ce se întâmplă dacă băgăm noi doar 3, 1, 2, 3 cifre? Dăm refresh și el păstrează logica pe care am creat-o noi aici, pașii respectivi, da? Face delimitarea după două cifre, da? Deci respectiv în partea dreaptă a trecut decât o singură cifră, da? Deci asta e mișto aici, că nu mai trebuie să baci delimitatoarele astea decât cifrele. Sau, chiar dacă baci, aici dacă mai adaugi ceva, 1, 2, 5, 6, 7, linie 8, 9, refresh, da, el a băgat punct. Dar, care e faza? Noi aici putem să-i creăm o regulă. Refresh. Și să-i zicem, de aici, pe noi nu interesează decât cifrele să rămână. Și atunci îi zicem că punctul modificăm, îl înlocuim cu nimic. Punctul. Nu vrea să înlocuiască punctul. Copy. Nu poate citi. Refresh. Cu spațiu. Prima dată întâmplă așa problemă. Dar linia. Nici linia nu vrea să înlocuiască. Deci, înlocuire. Numere. Ciudat. Acum am locuit-o. Și punctul. Tot l-am locuit. Posibil atunci să fie o problemă și anume trebuie să transformăm asta în text. Și dacă îl transformăm în text, tot nu-l înlocuiește punctul ăsta. Foarte ciudat. O fi o problemă. Ia să încercăm aici. Uite aici a mers. Și aici înlocuire linie. Nu știu de ce nu merge acolo. Da? Și acum dacă dăm refresh, totul e ok. Doar că aici trebuie modificat, adică de băgat câte cifre sunt, câte numere sunt exact, câte cifre. Numere. Așa. Și aici, în tabelul ăsta, se mai poate face o regulă tot aici la date, validare coloane. Și la validare aici putem să selectăm întregul număr, da? Nu, lungime text, și lungimea text trebuie să fie între 9 și minim 9 și maxim 9, da? Adică eu dacă aici o să bag 1, 2, 3, o să-mi dea eroare. Dacă o să bag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iarăși o să-mi dea eroare, da? Deci asta e un fel de verificare. Dacă o să bag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
e ok. Dau refresh și am exact ce am nevoie.